Bună seara, dragi telespectatori, sunt Primo Laurențiu, bine v-am regăsit la Actualitatea Românească. Trec repede, repejor la ordinea de zi, pentru că sunt multe și interesante subiectele pe care le voi trata astăzi. Secretarul general al NATO, Anders Fogh Rasmussen, aflat în vizită la București, a făcut mai multe afirmații demne de analizat. De exemplu, el este îngrijorat că anexarea ilegală a Crimeei va mări riscul unor potențiale conflicte în zona Mării Negre când se pune problema exploatării de resurse energetice. El a declarat într-un interviu pentru Digi24 că există riscul ca echilibrul de stabilitate din zona Mării Negre să se schimbe și așa se explică de ce NATO și-a sporit exercițiile militare în zonă. România, spune Rasmussen, are o capacitate de apărare foarte bună, dar România trebuie să știe că în cazul unui atac împotriva ei, toată alianța ar sări în ajutor pe baza principiului solidarității. Totuși, Anders Fogh Rasmussen recunoaște că NATO a fost luată prin surprindere de acțiunile Rusiei în Crimeea. Eu zic, dragilor, zice maestru Rasmussen, pe care l-am auzit vorbind, și credeți-mă că aș intra în pământ de rușine să vorbesc limba engleză cum vorbește el, plus mi-ar fi rușine să am așa o criză de inspirație, de idei când vorbesc. Omul ăsta, care după mintea mea, vă spun sincer, nu cred că are 8 clase, mă îndoiesc că a făcut 8 clase, sau dacă le-a făcut, le-a făcut la fără frecvență, ei bine, omul ăsta, auziți ce debitează, ce baliverne, ce enormități scoate pe gură, ci că România are o forță foarte mare, militară, potențial de apărare. Stați așa să văd exact cum zice, că e de cascadorii râsului. Spune că are România o capacitate de apărare foarte bună. Vă dați seama ce impresionat este domnul Rasmussen de tanchistul și de pilotul nostru? Adică sunt oameni de mare caracter, și tanchistul și pilotul. Potențialul este uriaș, dar nu numai potențialul, ci și capacitatea. Dar te întrebi atunci ce rost are să mai cumpărăm avioane F-16 dacă avem deja o capacitate de apărare foarte bună. Eu chiar cred că e de cascadorii râsului. Noi nu mai avem armată, nu avem nimic. Practic suntem o țară lipsită de orice apărare și avioanele alea MiG-24 care le-am avut le-am lăsat să putrezească special ca să fim după aia nevoie să cumpărăm F-16 și vine ăsta și ne zice că suntem beton. Păi frate, bun, am înțeles. Dar ce zice el? După aia e și mai interesant. Zice că există o solidaritate în cadrul NATO și în caz de atac vor sări toți să ne apere. Care toți? Singura mare forță armată care poate să ne apere este Statele Unite într-un eventual conflict al României. Cu cine poate avea România conflict? Păi în jurul nostru numai state NATO. În afară de Rusia, Ucraina nici nu se mai pune că nu mai e stat. E teritoriu. Ei bine, dacă te atacă Rusia, cine poate să sară în ajutorul tău România ca să te salveze și să aibă și șanse? Adică să nu fie cascadorii râsului. Doar Statele Unite. Adică Statele Unite egal NATO sare și salvează România, ca și este tratatul de aderare la NATO și asta înseamnă NATO. Unul pentru toți, toți pentru unul. Bine, frumos. Numai ce nu știe domnul Rasmussen și nici nu-l duce mintea, vă garantez, este că dacă prin absurd, pentru că numai prin absurd s-ar putea pune problema ca Rusia să atace România. Rusia n-a atacat niciodată România. Rusia nu e interesată de România, n-a fost niciodată în istorie interesată să vină să cucerească România, pentru că dacă ar fi fost interesată, ar fi cucerit-o, că nimic nu ar fi putut o opri. Dar noi suntem pentru toți o zonă în care nimeni nu vrea să se bată. Toți ar vrea să ne jefuiască, dar nimeni nu și-ar dori să vină să stea cu trupe aici, să fie trupe de ocupație. De ce? Pentru că noi suntem un popor blajin. Suntem un popor cu minte. Nu suntem niște imperialiști, nu suntem violenți, nu suntem răi. Dar și când ne calci pe bătătură, ei știu că românul nu poate fi înrobit. Ei știu asta. Poate fi jefuit, dar nu înrobit. Noi sute de ani am plătit tribut. Ne-am trimis nevestele la Istanbul. Ne-am trimis aurul la Viena. Ne-am dat și chiloții de pe noi.
Dar nu ne-am lăsat călcați în picioare aici, în țara noastră. Și ei știu asta, că nu se merită. Cu românii cel mai bine e să furi, că țara asta, într-una de sute de ani, e plină de bogății ce se pot fura și nu se mai termină. Asta i-ar interesa pe ei, pe toți. De fapt, nici americanii nu sunt prieteni cu noi, total dezinteresați, așa. Așa spun și ei, dacă vreți, eu aduc probe în acest sens. Ei spun că nu sunt total dezinteresați, că există niște costuri ca să beneficiem de scutul NATO. Bun, am înțeles. Eu credeam că prețul este că ne mor copiii prin Irak, prin Afganistan și așa mai departe. Dar am înțeles între timp că mai e un preț, e gazele de șist și pânza de apă freatică. Mă rog, nu intru acum în amănunte, dar altceva vreau să spun. Acest Rasmussen nu se gândește că dacă într-adevăr vreodată și-ar propune conducerea Rusiei să atace România, să cucerească România, în niciun caz nu ar atăca-o în mod convențional. Acest Rasmussen nu pricepe, el probabil că nici nu știe să joace șah. Probabil că pentru el strategia e o mare necunoscută. Probabil că pentru el geopolitica, diplomația, șahul, strategia, gândirea, sunt chestii abstracte. Nu le înțelege. Neologisme. Ei bine, vreau să-i spun acestui Rasmussen că poate îi transmite cineva. Poate îi face cineva amarul ăsta de bine să-i spună că dacă vreodată s-ar hotărâ Rusia să atace vreun stat NATO, indiferent care, ar avea grijă ca întâi să îngenuncheze America. Adică vă dau un simplu exemplu. Dacă eu aș fi Vladimir Putin și aș vrea să atac un stat NATO, să zicem Polonia sau România, păi aș avea în grijă întâi să-mi fac o alianță cu China și în al doilea rând aș avea grijă să provoc întâi și întâi o revoluție în Statele Unite, unde acest lucru e foarte simplu. Nu trebuie decât să umbli la butonul financiar. Dacă ai umblat la butonul financiar și ai prăbușit toată finanța, cabala, care stăpânește astăzi America, dacă ai reușit, și nu e greu, să arunci în aer economia americană, e revoluție. Începe primăvara la americani și după aia poți să-ți faci de cap cum vrei tu cu țărișoarele NATO, al de România și Polonia și mai știu eu care, pentru că America va fi preocupată să-și rezolve ea problemele de la ea de acasă ca să se mai poată implica în apărarea cui? România, pe partea aia alta a globului. Un caz foarte, foarte interesant și apropiat, asemănător s-a întâmplat în primul război mondial. Când rușii nu prea aveau treabă cu războiul, erau ocupați cu revoluția de la ei de acasă. Și nemții își puteau face de cap și au putut să ia, cel puțin, așa a fost tactica, strategia, să ia părâm pe toți. Ei bine, cine își imaginează că ar fi nebun rușii să atace, în primul rând, fără să aibă o alianță cu China, un stat membru NATO, și cine își imaginează că ar face-o înainte de a prăbuși financiar America și de a o scoate din joc? Deci, domnul Rasmussen, dragă domnule Rasmussen, niciodată nu se va pune problema decât teoretic în capul dumneavoastră deștept ca Rusia să atace un stat membru NATO fără să fi terminat întâi, fără să fi rupt întâi picioarele de lut ale mamutului numit USA. Avea după aia urmează. Când mamutul nu mai poate să meargă, atunci o să atace ei Ucraina, atunci o să atace ei Polonia, Letonia, Lituania, România și așa mai departe. Dacă vor vrea. Dar eu mă îndoiesc că există această intenție la așa zisul Imperiu Rus. Păi, dragii mei, dacă ar fi fost chiar așa imperialiști rușii, păi n-ar fi intrat în Ucraina. Păi ei nu intră în Ucraina, unde au o populație rusofonă, milioane și milioane, zeci de milioane de ruși, și nu se duc să-i apere și aia sunt măcelăriți acolo la câțiva pași și nu intervin rușii și Ucraina nu-i stat membru NATO și o să vină în România unde ce i-ar mâna pe ei în luptă în România? Ce să fac? Aici nu sunt ruși. Aici n-au de apărat drepturile confraților. Aici bogățiile sunt nimic pe lângă Ucraina, de exemplu. Dacă tot e să-ți consume armata, între ghilimele, bă, măcar consumă pe ceva ca lumea. În Ucraina ai ce lua, ai pe ce pune mâna. Nu doar gaze de șist ca în România.
atenție, rezervele de gaze de șist ale Ucrainei sunt mai mult decât dublu față de rezervele României. Dar mai este cea mai bogată țară în minereuri de fier. Dar mai este gazul și petrolul din Marea Neagră, care este mai mult decât la noi. După aia, grânarul Europei, România ca grânarul Europei, da, producția de grâu a Ucrainei e triplă. Și așa mai departe. Deci miza, și din punct de vedere economic, ar fi mult mai mare pentru ruși Ucraina decât România. România nu e o țară cu care să se complice Rusia niciodată. Și atunci, de ce vine omul ăsta să ne vândă nouă baliverne cu capacitatea de apărare foarte bună a României și cu solidaritatea NATO și mai bagă una care îl doare tare de tot. Zice, anexarea ilegală a Crimeei va mări riscul unor potențiale conflicte în zona Mării Negre când se pune problema exploatării de resurse energetice. Păi zi așa, tată, că acum înțelegem. Acum înțelegem noi de ce e așa de speriată NATO. Pentru că ExxonMobil și OMV vor să exploateze tot gazul și petrolul de aici din Marea Neagră. Și le e frică că acum dacă rușii se bagă pe tot flancul sudic al Crimeii, s-a cam terminat cu OMV, cu Exxon și cu Chevron. Și vor fi înlocuite cu Lukoil și cu Rosneft. Și bani mulți acolo. Bine, dar veți zice ce legătură are NATO cu Exxon, cu Chevron? Păi are, că are același proprietar. Proprietarul e același și la una și la alta. Înțelegeți? De acolo vine treaba. Asta voi n-aveți de unde să știți, dar vi le spun eu. Ca să știți ce caută NATO și de ce e secretarul general al NATO așa de pasionat de resursele energetice ale Mării Negre. Păi n-are niciun clinic în mânecă. NATO, apărarea țării, solidaritate între popoare NATO, ce legătură are cu resursele energetice ale Mării Negre? S-a dat de gol, că de fapt aia e problema, aia e miza. Că de fapt rolul NATO e să apere interesele Exxon, Chevron, OMV în Marea Neagră. Am înțeles acum și pentru ce luptă, pentru ce e războiul sfânt al NATO. Ca de altfel și în Irak și acolo. Tot cred, tot pentru niște chestii de genul ăsta. Mi se pare că au vrut să aducă democrație poporului irachian. Aha. Păi, bag de seamă că maestru Rasmussen nu doar că vorbește foarte, foarte greu și opintit, dar se și dă de gol, face gafe impardonabile, uriașe. Nu mă mai mir că pașli, îi se dau papucii. Nu mă mai mir. Nu mă mir. Nu numai că e varză la capitolul papagal, dar mai face și gafe uriașe. Eu nu știu cum de lasă să mai vorbească. Probabil că numai când vine în România mai vorbește și profită și dă drum, dă din el totul și uite ce se întâmplă. O altă afirmație a lui Rasmussen, citez. Respectăm în totalitate alegerea Moldovei și Moldova a decis să urmeze o politică de neutralitate și noi respectăm în totalitate acest lucru. Altă gafă, alt porumbel al maestrului Rasmussen. Adică, practic, Rasmussen ne spune că s-a decis soarta Moldovei, ci că și-a decis-o singură, nesfătuită de nimeni, să fie neutră. Încet, încet se devoalează toată înțelegerea ruso, oligarho-estico cu oligarho-vestică. Înțelegeți? Toată înțelegerea asta se, încet, încet se devoalează. Aflăm, de exemplu, că Rusia ia Estul, ia și Crimea definitiv, Vestul ia partea de vest, inclusiv gazele de șist pentru Chevron. Aflăm că, s-au mai înțeles ieri, vă dădeam o știre, cu teritoriul de la est de Marea Ohotsk, sau de la vest, la vest parcă, că iată, a hotărât ONU unde, atenție, unde Statele Unite are o voce puternică, a hotărât să fie date Rusiei. Dar aflăm în același timp că Moldova, iată, aflăm de la Rasmussen, că s-a hotărât ca Moldova să fie neutră. A hotărât Moldova, ea și ei respectă, că ei respectă dreptul la autodeterminare al micilor popoare. Deci aflăm, dragii mei, că Moldova
va fi un teritoriu tampon, nu va intra nici Rusia în Moldova, dar nu va deveni Moldova nici fief al NATO. Cam asta este ceea ce ne spune domnul Rasmussen, că așa ar fi înțelegere. Deci probabil că Moldova i se va deschide așa o mică portiță să călătorească moldovenii fără vize în Europa, să primească și ei ceva. Oricum călătoreau pentru că le dăduse Băsescu pașapoarte. Sigur, erau date pe șpagă, acum nu se mai dau pe șpagă, acum au dreptul să călătorească fără șpăgi la ambasada României de la Chișinău. Dar aflăm că asta este pactul. Pentru moldoveni, vize la liber pentru Europa, pentru Rusia, garanția că nu vor fi armate NATO în Moldova, iar pentru români, garanția că rușii nu vor intra și în Moldova. Probabil că se vor opri la Odessa, Transnistria. Transnistria, cu siguranță, a fost cedat. N-am nicio îndoială cu privire la Transnistria. Bine, nici nu interesa pe nimeni, cred, chestia. Interesant, cum ne zice, dă Rasmussen totul din casă. Alta afirmație a lui Rasmussen. Evident, securitatea energetică joacă un rol important când vine vorba despre securitate în general. Personal, sunt îngrijorat că anexarea ilegală a Crimeei va mări riscul unor potențiale conflicte în zona Mării Negre când se pune problema exploatării de resurse energetice. Omul ăsta are o problemă mare de tot. Cu gazul și petrolul din Marea Neagră, care e mult, fraților. E foarte mult. E foarte mult. E vorba de sute de miliarde de euro. Sigur că și noi, România, o să primim vreo 7-8 miliarde. Înțelegeți? Ca din afacerea cu petrolul din subsolurile patriei, din românica noastră, unde primim din 1.200.000, 1.500.000 cât se face profit anual, primim și noi vreo 200 de milioane. Deci primim și noi cam un 15%. Deci pe petrolul nostru, al nostru, extras de noi, de români, primim și noi un 15%. Bun. Da, da, în schimb, ni se vinde petrolul nostru la preț de Uniune Europeană, la prețul de la bursă, adică la $100 barilul. Deci noi, românii, iată ce business facem. Austriecii scot cu oamenii noștri petrolul nostru din pământul nostru cu 15 până în $20 barilul și ne-l vând nouă înapoi, petrolul nostru, cu 100. Înțelegeți? Și după aia, din profitul făcut în felul ăsta, diferența de la 15 la $100, deci $85 profit pe baril, ei bine, din profitul rezultat, ne dau și nouă 15%. Restul e al lor. A? Bun business, nu? E fain business-ul ăsta. Așa-i, domn Băsescu? Mulțumit? Nu erai mulțumit acum 10 ani. Ziceai că o să ajungi tu președinte și le dai tu și anulezi imediat contractul cu OMV. Numai că domn Băsescu, după ce a ajuns președinte, așa cam câteva luni, așa, și-a îndulcit tonul și a devenit foarte încântat de contractul cu OMV. Da, și o să vedem un pic mai încolo că are și motive să fie foarte încântat. Dar știrea cu adevărat importantă a zilei este faptul că vicepreședintele Statelor Unite, Joe Biden, se va afla începând de astăzi la București cu misiunea de a aborda subiecte de actualitate, precum relațiile economice bilaterale, situația din Ucraina și regiune, securitatea energetică, dar și combaterea corupției și întărirea instituțiilor democratice românești. Ia să vedem noi ce zice domnul Biden. SUA pot ajuta țările europene, inclusiv România, să-și reducă dependența de petrolul și gazele rusești, a declarat el într-un interviu pentru Mediafax. Rusia nu ar trebui să poată să-și folosească resursele ca armă împotriva vecinilor săi, a precizat Biden, adăugând că Washingtonul poate ajuta țările europene, inclusiv România, să-și reducă dependența de petrolul și gazele rusești. Totodată, Biden a subliniat că SUA colaborează cu țări din Europa, precum România, pentru a le spori producția internă de energie prin explorarea și
exploatarea resurselor convenționale și neconvenționale de gaze. Dragii mei, Joe Biden ne spune că el vine la București ca să mai netezească asperitățile din problema gazelor de șist. Adică auzit, el a ajuns la ureche că pe aici se cam opintesc treburile, că populația nu... Și s-a hotărât el să vină în România ca să mai netezească asperitățile. Și ce ne spune Joe Biden? Că Statele Unite se implică pentru a ajuta România să își câștige independența energetică. Joe Biden nu știe, probabil, ceea ce știți dumneavoastră din emisiunea noastră de ieri. Și anume că ministrul energiei din România, Răzvan Niculescu, tocmai a afirmat, a declarat că România nu numai că este independentă energetic, dar mai mult, are exces de producție de gaz, adică produce mai mult gaz decât consumă. Și v-am dat în emisiunea mea de ieri și în aia de vineri citate din maestru Niculescu, care și el la concurs cu Rasmussen au competiție, care face gafe mai multe. Înțelegeți? Și a comis-o. Păi Băsescu, Ponta, americanii, Butcher, toți, Biden, se chinuie să ne convingă că trebuie să ne ia ei gazele de șist și să ne distrugă pânza de apă freatică ca să avem independență energetică. Și vine Niculescu și zice, păi noi avem. Păi noi nu avem nevoie de import, avem chiar excedentară producție de gaz metan. Ia uzi, bă, frate. Dar Biden n-a știut. Nu e informat cu ceea ce declară autoritățile, specialiștii din România. Așa că o dat-o în bară rău, maestru Biden. Deci deja unul din motivele, din pretextele vizitei lui în România, se cam prăbușește. Pentru că e simplu, eu primul Laurențiu o să întreb. Dom'le, dar dacă avem independență energetică și nicio voce nu poate fi mai autorizată decât cea a ministrului energiei din România, la ce mai avem nevoie de exploatat gazele de șist, atenție, în condițiile în care, prin exploatarea gazelor de șist, se distruge pânza freatică de apă a României, care înseamnă cea mai importantă resursă a viitorului, și mai mult, ca să extragi 1000 de metri cubi de gaz de șist, costurile sunt de aproximativ 120-130 de dolari pe 1000 de metri cubi, atenție, în vreme ce exploatările de gaze convenționale, pentru că gazul extras normal cu sondă, fără fracturare, se numește gaz convențional, ăla prin fracturare se numește neconvențional, da? Ei bine, gazul extras în România prin metoda convențională, fără fracturare, are costuri de aproximativ 20 de dolari pe 1000 de metri cubi. Deci 20 în cazul exploatării așa cum e exploatat acum și 120 în cazul exploatării cu Chevron, cu gaze de șist, cu fracturare. Păi care e rațiunea? Să mai scoți cu 120? Când ce scoți cu 20 îți ajunge? Pui, a pus într-o mare problemă maestru Niculescu pe ăștia, și pe Băsescu, și pe Ponta, și pe Biden. Păi eu, uite, eu mi-am propus să lămuresc problema asta. Păi, Chevronul nu va scoate gazul din România, gazul de șist, pentru noi, pentru români. Că noi avem suficient din ălălalt, fără să poluăm pânza de apă freatică. Nu. Gazul pe care îl va extrage Chevronul prin metoda fracturării și prin metoda distrugerii pânzei de apă freatică, este un gaz care urmează să fie vândut prietenilor noștri germani. Înțelegeți? Care acum cumpără de la Gazprom și care din cauza dependenței de Rusia și de Gazprom nu poate să fie independent și nu poate să fie pro-USA în cazul unui conflict. Pentru că dacă devin pro-USA, pierd gazul și se năruiește toată economia și se prăbușește Germania ca un castel din cărți de joc. E, pentru ca Germania să fie un partener loial și puternic al Statelor Unite, are nevoie de independență energetică parțială. Adică să nu mai fie nevoită să cumpere de la Gazprom,
ci să fie nevoită să cumpere de la Chevron. Și atunci nu mai depinde Germania de gazele de la Gazprom, ci depinde de gazele de șist din România, din Ucraina, din Polonia și din Lituania. Și atunci iată cum se schimbă raportul de forțe. Germania nu va mai fi dependentă de Rusia, ci de păpușari. A, altă treabă. Altă treabă. Nu numai că Germania va fi aliatul Statelor Unite, dar va fi un aliat de încredere. Că dacă nu, tac, țevile de gaz. Aceeași tactică cu a Rusiei. Așa că nemții săraci au de ales. Să fie la mâna rușilor sau la mâna păpușarilor. Cam asta este soarta Germaniei și n-au ce face. Deci, până la urmă, asta e miza maestrului Biden. El a venit aici să pună mâna, de fapt, să ne convingă cât de important este, din punct de vedere geostrategic, exploatarea gazelor de șist. Nu pentru România. El vrea să ne o bage. El chiar crede, și el și Băsescu și Ponta, cred că poate să prostească un popor întreg cu chestia asta, cu independența energetică a României. Nu, dragii mei. Ei vor să exploateze gazele de șist nu pentru noi, ci pentru ei. Una la mână, că devin foarte puternici în zonă din punct de vedere geostrategic, pentru că vor avea la mână toată Europa prin livrările de gaz. Doi la mână, pentru că de ce să facă Gazprom-ul super business vânzând miliarde și miliarde de metri cub de gaz și având venituri la buget din vânzarea gazului Germaniei, când poate să facă banii ăștia Chevron? Pentru că ei vor scoate gazele de șist din România, Polonia, Ucraina și Letonia cu 120 de dolari, 1000 de metri cub, și o să vândă Germaniei cu 360, adică de 3 ori prețul. Ha? Super business, nu? Să cumperi ceva de aici cu 120 și să-l vinzi dincolo cu 360. Super business. Dar veți zice, ce câștigă România? Ce să câștige? Prietenie. Prietenie, nu-i de ajuns? Și solidaritate. Prietenia, nu? Solidaritatea, v-am zis eu cum e cu solidaritatea. Dacă vor vrea vreodată rușii să atace România, stați liniștiți că o să o atace fără să se bage absolut nimeni. Că așa face un jucător de șah. Întâi gândește, ce fac, mă? Atac piesa aia care e apărată din trei părți? Atac eu pionul ăla care e apărat și de tură, și de nebun, și de cal? Și eu atac cu regina? Nu pot. Dar ce fac întâi? Joc în așa fel încât pionul ăla să nu mai fie apărat. Tura, nebunul și calul să fie ocupați să apere altceva. Și vin după aia și iau pionul fără să se mai bage nimeni, nici tura, nici calul, nici nebun. Așa se joacă șah. Numai că cine să se priceapă la așa ceva la noi în țară? Cine dintre politicieni? Că poate că oameni luminați o fi având în țara asta. Numai că nu s-a amestecat. Știți că merele bune nu se țin amestecate cu merele rele. Și atunci, normal, suntem prostiți și batjocoriți în ultimul hal. Asta este. Pentru că asta scoate sistemul din România. Ce e mai rău? În loc ca sistemul să scoată ca în Elveția spuma, scoate drojdia. Și asta este ceea ce avem noi și cu ce defilăm noi. Cu drojdia societății. De aia ne merge așa rău. De aia ne merge prost. Că trăim în consecință după mintea și faptele celor ce ne conduc. Așa că, dragii mei, acum sper că ați înțeles mai bine cum e cu independența energetică și de ce trebuie România să lase Chevronul să exploateze gaze de șist. Pentru avantaje strategice și financiare imense în folosul păpușarilor din vest. Punct. Dar iar ceva foarte interesant, ce ne mai spune Dwayne Butcher, reprezentantul Lockheed pe România. Însărcinat cu afacerea la ambasadei SUA la București, Dwayne Butcher a explicat pentru Mediafax că Joe Biden va aborda și problema luptei împotriva corupției. Citez. România a făcut progrese imense în combaterea corupției, după cum s-a văzut în ultima perioadă, și este important ca momentul acesta să nu se piardă, a afirmat Butcher, precizând că vicepreședintele american va veni la București și pentru a insista pe acest subiect. Dragii mei, este un dute-i vino al diplomației americane în ultimele 3 luni pe tema corupției.
A venit și madame aia, cum o cheamă, aia cu fuck you, mă rog, nu mai știu cum o cheamă, adjunctul secretarului de stat al Statelor Unite, adjunct al lui John Kerry. A venit și Laura Branigan asta. A venit după aia, l-a trimis și pe consilierul ei, pe adjunctul ei, pe Yeti Hoyt ăla sau ceva de genul ăsta. N-aiba le știe toate numele astea. Băi, toți cu corupția, oligarhii care pun stăpânire pe statul român, că pe mine m-au nebunit, m-au băgat în ceață, că n-am mai înțeles nimic și am comentat aici la Actualitatea Românească. Băi, frate, ce se întâmplă? Este o ruptură între administrația Obama și păpușarii din spatele lor? S-au certat? Ce s-a întâmplat? Cum să vii tu, oficial de rang înalt în Departamentul de Stat al Statului, în Ministerul de Externe american, în România și să spui, domne, trebuie să faceți ceva, că oligarhii, mari oligarhi, prin coruperea politicienilor, pun mâna pe statul român? Păi, când am auzit asta, m-am gândit că se referă la Gold Corporation, la OMV, că se referă la Chevron. N-am înțeles. A ieșit Băsescu și a zis, nu se referă la asta. Se referă la oligarhii din Ucraina. Păi după ce a zis Băsescu treaba asta, a venit ăsta, Yeti Hoyt, și a venit în România și a zis, nu domne, ne refeream la România. A luat tot țapă zdravână Băsescu, că el a vrut să-i scoată. Bă, da, au rămas toți blocați, am început să căutăm toți la ce s-ar putea referi. Bă, m-am gândit și s-au gândit și alții, bă, poate se referă la Ghiță și Voiculescu. Păi bine, dar ăștia sunt oligarhi. Haideți, mă, fraților, ai o televiziune acolo de ciurli-burli și gata, ești oligarh. Acum înseamnă că și eu sunt oligarh, ca Meritocrația TV. Să fim serioși, că Meritocrația TV, ca să ajungă la audiența lui Antena 3, poate să nu-i trebuiască decât 3 luni. Deci, nu poți să te numești oligarh că ai două camere video și două reflectoare. Adică, stați așa, mă, fraților. Că și Hoyt, Yeti ăsta, și Laura Branigan, și ăstălalt, John Kerry, cred că știu ce vorbesc. Acum, eu, dacă vreți să vă spun sincer, cred că ei nici n-au auzit de Ghiță și de Voiculescu. Deci, e clar, se referă la corupția la nivel foarte înalt și probabil că se referă la Șova, Dragnea, Ponta, Băsescu, zona aia, la marionetele care sunt manevrate cum vor mari oligarhi mondiali, marea finanță mondială, cabala, cum le spun unii, care prin bani, șantaj și așa mai departe, reușesc să facă ce vor cu bogățiile de aur, argint, petrol, gaz, cupru, uraniu din România. Ei bine, dragii mei, eu sunt șocat. Clar, există o ruptură acolo. Nu există, au ajuns dușmani, nu se mai înțeleg. Dar aș fi tare, tare bucuros și lansez cu ocazia asta o invitație reprezentantului Lockheed pe România să vorbească și cu domnul Biden, să ia atitudine nu numai pe ce se întâmplă acum, nu numai pe corupția de astăzi și de mâine, ci să exprime un punct de vedere anticorupție și în ceea ce ține de trecutul României, adică de afacerile OMV, contractul trădător, despre care știm cu toții și despre care se vorbește de 10 ani, și despre afacerea Bechtel, prin care România a intrat în cartea recordurilor cu cel mai scump kilometru de autostradă din lume. Atenție! Plătit și degeaba, că nu avem autostradă. Poate se referă și la contractul cu Sterling al lui Tăricianu, care a ajuns contract Exxon OMV. Poate se referă ei la corupție și în cazul Baie Systems, când s-au cumpărat două fregate care nici de fier vechi nu mai erau bune, care nu valorau nimic și pe care statul român a dat 100 de milioane de euro, 117, ceva de genul ăsta, chiar mai mult de 100. Bine, e drept că o parte din ei s-au reîntors sub formă de comisioane, o mare parte dintre ei. Dar poate ar fi bine să se continue anchetele alea, să aflăm.
Pentru că toate aceste mari afaceri de corupție din istoria recentă a României nu au fost finalizate cu o cercetare și cu o soluționare din punct de vedere a corupției. Și statul român a pierdut miliarde și miliarde de euro din aceste afaceri. Acum, e drept că în spatele lor cam sunt păpușari din ăștia, oligarhi, cum le spune Joe Biden și Dwayne Butcher. Sunt oligarhii în spate. Și sunt oligarhii lor, că atenție, nu sunt oligarhii ruși. Nici o vorbă, că și aia ruși au lucrat la greu. Adică și acolo putem discuta despre contracte de privatizare, despre industria aluminiului, despre prețuri la energie. Putem vorbi și despre oligarhii ruși. Dar pe ruși nu i-am auzit, pe oficialii ruși nu i-am auzit vorbind cu atâta reproș la adresa corupției din România. Deci ăia se simt cu musca pe căciulă și nu zic nimic, nu se bagă. Bă, dar ăștia sunt ciudați. Păi să lupți tu în felul ăsta împotriva corupției, a mari, mari corupții. Când știi că Bechtel e al tău, OMV e al tău, Chevron e al tău, Exxon e al tău, Bayer Systems e al tău. Băi, frate, bă, dar cine mai înțelege ceva? Cine mai înțelege? Dar poate că nu vor să luptăm împotriva corupției sau cel puțin nu a tuturor contractelor suspecte de corupție. Mă gândesc și eu că poate Joe Biden are o listă și pe lista aia poate nu sunt chiar toți. Înțelegeți? Adică luptăm împotriva corupției. Dar există și corupți cu suflet bun, înțelegeți? Pe care nu trebuie să îi luăm chiar așa cum la bani mărunți. Cât de ipocriți sunt. Vine Joe Biden să lupte împotriva corupției numai acolo unde îl interesează pe el și unde are de șantajat, vă spun eu, dragii mei. Acolo unde are interese de șantaj. Vine Joe Biden să rezolve corupția medicilor, a controlorilor de bilete, a baronilor locali, a contractelor de salubrizare. Parcă văd că asta este corupția. Oh, profesorii care dau meditații. Să vedeți voi numai ce luptă va fi. Luptă împotriva corupției. Niște ipocriți. Ei prin corupție au jefuit țara asta de miliarde și vin acum să ne dea lecții de luptă împotriva corupției. Nerușinați. Peste 300 de sindicaliști au ieșit luni în fața sediului administrației portului pentru a-și manifesta nemulțumirile legate de cedarea unui pachet suplimentar de acțiuni de la Ministerul Transporturilor la Primăria Constanța. Sindicaliștii s-au ținut de cuvânt și au ieșit în stradă pentru a protesta împotriva lui Mazăre și contra preluării pachetului suplimentar de acțiuni al portului Constanța de către primărie. Dragii mei, se dă o nouă luptă mare. Țara asta încă are multe de jefuit. Iată, unul dintre ele care le-a scăpat până acum, probabil că nu e așa de mare interesul, probabil că nu sunt așa bani mulți în joc, dar a venit și rândul lui. Portul Constanța. Păi bă, fraților, eu știam că ăsta e fieful fratelui lui Băsescu. Știe toată lumea care face importuri prin port, că acolo nu mișcă nimic fără voia împăratului. Bă, dar să vrea ei acum să ia... Adică nici n-a murit încă bine regele și deja trăiască regele? Păi regele mai are încă vreo 4-5 luni, aveți răbdare să se ducă și abia după aia. Bă, dar nerăbdători sunt ăștia luchii tineri. Bă, repede! Băi, dar m-am tot gândit. Bă, dar e riscant, mă, ce se întâmplă. Miroasa pușcărie de la o poștă. Sunt curios eu care este de fapt miza. De ce? Pentru că eu nu sunt convins că aici este vorba despre mare prietenie, dragoste între Victor Pontașova de o parte și Mazăre de cealaltă. Între ei, între lupi, nu există așa ceva. Nimic nu se face dezinteresat sau aiurea. Acolo sunt lucruri care ne scapă. Și vorbeam mai zilele trecute cu un ministru din Guvernul României și îmi spunea ceva în genul, poate nu-i bine că spun, dar eu spun.
ca singura spartă. Îmi spunea, te-ai gândit că s-ar putea să fie mai bine să dăm orașului Constanța decât să fim nevoiți să dăm păpușarilor? Te-ai gândit că s-ar putea să se forțeze mâna guvernului să cedeze portul Constanța în mâna unor străini, să se lase portul unor străini, să pierdem controlul pe port, pe gurile de vărsare ale Dunării? Te-ai gândit, mă întreba domn ministru, că s-ar putea să fie doar o manevră prin care să rămână portul în mâinile statului român, astfel încât păpușarii să nu mai poată să ajungă la el? Nu știu ce să cred. Că e plină lumea de mincinoși, dar n-ar fi imposibil nici asta. Nu-l văd pe Ponta riscând în halul ăsta, iar presiunile care se fac, e clar, sunt uriașe, pentru că s-ar putea ca niște marionete să fie aruncate în față, să urle ca din gură de șarpe că de ce se dă portul Constanței, pentru că le e frică că pierd ei gălușca asta faină. Înțelegeți? Aici este un joc în care eu nu m-aș exprima încă. Aștept să văd cum se mai mișcă lucrurile, că nu vreau nici să risc să zic ceva și ca eu să fi fost dezinformat, dat fiind că omul știa că îmi spune niște chestii, iar eu o să dau pe post și... Deci, așteptăm să vedem ce se mai întâmplă. Dar vreau să vă spun să nu fiți atât de tare convinși că această cedare de acțiuni către orașul Constanța, către primăria Constanței, este neapărat ceva criminal. Nu se știe. Să vedem. Președintele de onoare al PSD, Ion Iliescu, susține că Victor Ponta ar putea să candideze la alegerile prezidențiale din luna noiembrie, ci că din cauza că a acumulat experiență și are în prezent cea mai mare expunere. Sanchi. Din altă cauză candidează Victor Ponta, dragii mei, la prezidențiale. Nu că s-ar putea, vă spun eu, 100% candidează. Păi Ponta are de ales. Ori devine președinte și câștigă imunitate, exact în același stil în care a câștigat și Băsescu, că așa a scăpat și Băsescu de pușcărie, ori dacă nu devine președinte să câștige imunitate, îl paște pușcăria. Dar Ponta știe un lucru, că dacă ajunge președinte, are din ștar 5 ani de imunitate și după aia, ca cât e el de alunecos, de șmecher, de viclean, mai bagă încă 5 și ia ca s-au făcut 10. Și în 10 ani, multe, multe se pot schimba. În 10 ani se termină și cu democrația asta și se întâmplă altele și se poate ajunge și la o dictatură, se poate ajunge la multe și mai vedem noi. Da, dar o amânare de 10 ani, dă bine. Pentru că dacă nu ajunge președinte Victor Ponta și ajunge unul din dușmanii lui de clasă, un om al păpușarilor, atunci îl paște pușcăria pe Victor Ponta. În momentul de față, zice Ion Iliescu, Victor Ponta este persoana din conducerea PSD care are cea mai mare expunere și a acumulat și o anumită experiență, deși este un premier tânăr. Dragii mei, Iliescu zice ce zice, nu interesează pe nimeni, dar eu vă spun o chestie, mă uit în sondajele de opinie. Și ce văd? Că de la o lună la alta, sondajele îl dau cu o marjă, cu un procent mereu mai mare și mai mare și mai mare. De unde a început, de pe la vreo 35% în urmă cu câteva luni, acum este pe la vreo 42-45%. Deci îi crește cota lui Victor Ponta în ciuda războiului mediatic dus de Traian Băsescu. Traian Băsescu, fără să-și dea seama, îi face un mare, mare serviciu, un mare, mare bine lui Ponta. De ce? Concentrează toată această bătălie electorală în vederea prezidențialelor, care deja a început, e evident, și n-a început de azi, ci de câteva luni, concentrează doar pe el și pe Ponta. Ei bine,
Lumea, senzația oamenilor este că se uită la televizor și li se dă practic de ales în viitor între doi candidați la președinție. Ponta și Băsescu. Dar atenție, din care unul e candidat fals. Unul nu va fi. Practic li se bagă românilor cu deasila pe gât viitorul președinte. Ponta. Asta nu știu dacă o face Băsescu cu bună știință sau din prostie. Că el a făcut multe din prostie. Nu poți să iei omului să ceea ce e al lui. Adică să dăm cezarului ce al cezarului. Băsescu a făcut multe, multe prostii. N-ar fi exclus ca și asta să fie una din prostiile lui. Dar un lucru e clar. Toate datele converg în aceeași direcție. Se duce o falsă bătălie electorală în vederea prezidențialelor între un fals candidat Traian Băsescu și un candidat real foarte puternic Victor Ponta. Și avantajul este doar pentru Ponta, pentru că în felul ăsta nu există contracandidat real. Și doi la mână, atenție, se duce această bătălie și această concentrare a atenției populației pe doar acești doi oameni în condițiile unei mass media care este net în favoarea lui Victor Ponta. Pentru că, atenție, marile trusturi de presă care fac audiență astăzi, în afară de Nașul TV, desigur, sunt Antena 3, alu Ponta, care orice face, oricum face, e pro-Ponta și manipulează lumea să fie pro-Ponta. E RTV, care e pro-Ponta, care oricum face, orice zice, orice face, manipulează creierele oamenilor tot în aceeași direcție pro-Ponta. Realitatea, care e un pic așa PNL, dar PNL nu e în cărți. Deci e ca și cum ar fi neutru. Și B1, care este pro-Băsescu. Adică este tot pro-cineva care nu va putea fi. Deci, practic, bătălia în mass media se duce 2 la 0 în favoarea lui Ponta. Deci 2 din 4 televiziuni trag pentru Ponta și celelalte 2 pentru nimeni. Cum să nu câștige bătălia Victor Ponta? Cum să nu? El este ca un ogar care aleargă singur și n-are cum să iasă. Adică culmea ar fi să iasă pe 2 când aleargă singur. Dar niciodată nu se știe. Pentru că păpușarii încă nu și-au vărât coada. Stați să vedem ce mai fi. Că nu prea iese cine se dorește, în general, și mai ales în ziua de azi la situația din România, nu prea iese cine se dorește, ci cine se nimerește. Înțelegeți? Și cine se nimerește se hotărăște în altă parte, nu la București. Și n-aș zice hop. Și nu m-aș grăbi să-l dau pe Ponta învingător. Dar, dragii mei, avantajele, parcă totul este făcut în favoarea lui Ponta. De ce? Pentru că poporul, părând că are de ales între Ponta și Băsescu, nu poate să nu-l aleagă pe Ponta. Comparația este net în favoarea lui Ponta. Chiar dacă Băsescu i-a asimilat cu Udrea sau mai știu eu ce, oricine ar fi, de fapt, asimilat în locul lui Băsescu în viitor, să zici că el translatează acest credit de simpatie din partea unui anumit segment de al populației spre altcineva. Degeaba transferă el acest credit de simpatie către altcineva. Pentru că acest credit e foarte mic. De ce? Pentru că Băsescu este compromis total în ochii românilor. Băsescu nu reușește astăzi să facă mai mult de 15% în niciun fel, în vreo alegere, chiar și prezidențială. De ce? Pentru că foarte mulți români îl asimilează drept omul americanilor. El s-a declarat singur, pro-american, pe față, nici n-ascuns. Și vă spun o chestie. Curentul de opinie în România nu este foarte pro-american după ultimele întâmplări din ultimii ani. Eu aș spune chiar că trendul anti-american e mai puternic decât cel pro-american. Fie și numai dintr-o cauză. Uitați-vă, noi le dăm lor liber să intre în România fără viză, dar ei nouă nu. Asta este dreptate a la USA. Știți? Un cetățean american poate să intre în România fără viză. Un cetățean român n-are voie să meargă în America decât cu viză și viza nu prea îi se dă. Cum să nu devii anti-american?
Mai țineți cont de multe altele? De băse prietenul femeii, iar românii știu și asimilează deja femeii cu griza? Băse tatăl spiritual al crizei, românii nu iartă și nu uită, dragii mei, aroganța lui din anii crizei? Băse anti-Rusia și vă spun că astăzi cel puțin 50% dintre români sunt pro-Rusia în conflictul acesta din Ucraina? Băse, în vreme ce Ponta nu s-a declarat. Băse, Ponta, chiar dacă e mai tânăr, a avut înțelepciunea să știe să tacă în conflictul din Ucraina. Probabil că mulți români nu-l plac pe Băse și din motivul că Băse s-a autodeclarat și s-a expus ca fiind marele prieten al romilor și românii nu sunt xenofobi, dar nici mari iubitori de romi nu sunt. Băse, prietenul Tökes, al lui Tökes, să nu uităm, și al ungurilor extremiști. Băse, prietenul lui Udrea, care iară nu este o chestie foarte pozitivă în ochii românilor. Băse, cazul Nana, flota, casa lui Mihăileanu. Nu mai vorbesc de desfăruirile celui mai bun prieten al lui Sorin Roșca Stănescu cu privire la conturile din offshore-uri. Băse, tătucul interlopilor, gen Marta Blejnar și așa mai departe. Băse, lobistul Gold Corporation. Băse, adeptul regionalizării, federalizării României. Băse, cel ce a adus șevronul României în România și multe altele. Toate astea îl fac pe Băse să fie un perdant sigur. Mai mult, toate aceste puncte negative în CV-ul lui Băse nu fac decât să-l ridice pe Ponta. Va fi greu pentru un oponent al lui Ponta să se bată după o astfel de campanie făcută de Băsescu pentru Ponta. Dragii mei, am ajuns, din păcate, la sfârșitul emisiunii de astăzi. Nu-mi rămâne decât să vă spun, ca de obicei, cu Dumnezeu înainte. La revedere!